Astăzi a avut loc inaugurarea Casei Cluburilor din cadrul Colegiului Național Traian din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Fiecare clasă din noua clădire găzduiește laboratoare atât pentru elevii pasionați de robotică, astronomie sau voluntariat, cât și pentru cei care iubesc teatrul, literatura, gastronomia, ori dansul. Alături de elevi și profesori la inaugurare a fost prezent și edilul orașului, Marius Creciu. Ne bucurăm de întâlnire după aproape 20 de ani. Atelierul Colegiului Național Traian prinde viață, pentru că începând de astăzi, 30 martie 2023, va fi Casa Cluburilor! Educația în municipiul Drobeta-Turnu-Severin a fost mereu pusă pe primul loc de către edilul orașului Marius Creciu. Tocmai de aceea, fostul atelier al Colegiului Național Traian a fost reabilitat și complet modernizat. O clădire dezafectată, o clădire care nu folosea la nimic, am investit aproape 2 milioane de lei. Reabilitată total, atât interior cât și exterior, instalații electrice, termice, totul pentru copii. Ați văzut și noastră copiii foarte bucuroși și încântați de ceea ce am realizat. Este extrem de important ca elevii să aibă activități și după orele de curs, pentru că doar cu școala, doar cu cartea este ok, dar nu este de ajuns. Teatru, lectură, activități sportive sunt lucruri care am reușit să le punem la punct și sunt extrem de bucuros de ceea ce am reușit să realizăm la Liceul Traian. Proiectul este finanțat cu fonduri din PNDL în valoare de peste 2 milioane de lei. Lucrările pentru modernizarea și reabilitarea corpului unde este inaugurată Casa Cluburilor au început în luna iunie a anului trecut. În cadrul Colegiului Național Traian sunt 10 cluburi în care desfășoară activități extrașcolare peste 300 de traianiști pasionați de robotică, de astronomie, lectură, desen, teatru, dans, voluntariat. Ne bucurăm astăzi, 30 martie 2023, că inaugurăm această clădire care în ultimii 20 de ani nu a putut să desfășoare nicio activitate. Fostul atelier al Colegiului Național Traian va prinde astăzi viață și va fi Casa Cluburilor. În cele 6 săli se vor desfășura activități extrașcolare. Această clădire a fost reabilitată în totalitate prin programul PNDL și va fi dotată cu mobilier și tehnologie IT prin programul PNRR. De asemenea, vom dota și vom înființa un laborator de informatică inteligent. Elevii Colegiului Național Traian au fost extrem de încântați de faptul că acel spațiu, care nu mai fusese folosit de zeci de ani, s-a transformat într-un spațiu la standarde europene, unde își pot desfășura activitățile extrașcolare. Alături de materiile învățate la școală, acestea sunt cele care încununează cu succes drumul copiilor în viață, îi ajută să își descopere abilitățile și să își fructifice talentul. Sunt din clubul de astronomie și ne bucurăm foarte mult că după atâta timp, chiar dacă totul nostru activează de ceva vreme, avem o sală care putem să o desfășura o parte din activități, cum ar fi să vizionăm unele filme, documentare despre spațiu. În restul timpului, în schimb, o să mergem și la observatorul școlii, Victor Daimaca, unde putem vedea stele mai bine, să facem și astrofotografie. Eu reprezint clubul de dezbatere și pentru noi dezbaterea reprezintă libertatea. Cum să vă spun? Noi ne antrenăm spontaneitatea și, în general, gândirea critică. Ai nevoie de un nivel ridicat de cultură generală pentru a putea fi capabil să discuți despre tot felul de subiecte. Ce rezultate ați obținut până acum la concurs? Până acum, eu sunt calificat la lotul pentru internațională de dezbatere și încă un coleg de-al meu din grupul de dezbatere a luat premiul 3 la faza națională. Din ce club faci de parte? Miradonis. Și ce reprezintă pentru tine? Este un mod de a-mi exprima talentul și de a-mi exprima creațiile și să le arăt publicul. Și pot dezvolta această pasiune. De cât timp o fac? De un an și
jumătate, din clasa a 5-a, de la mijlocul clasei a 5-a, când am descoperit acest club și s-a părut foarte interesant. Întreaga clădire a fost reabilitată. S-au executat lucrări atât la partea de acoperiș a clădirii și reparații la finisajele exterioare ale acesteia, iar clădirea a fost racordată la instalația termică centralizată a colegiului. La partea de interior s-au înlocuit instalațiile sanitare și electrice și au fost înlocuite elemente de tâmplărie. La parterul clădirii funcționează un smart lab și robotică, iar la etajele 1 și 2 mai sunt 4 săli pentru alte cluburi. Ce înseamnă pentru voi faptul că vă puteți desfășura activitățile într-un loc mult mai... Pentru noi înseamnă, în primul rând, libertate și faptul că avem șansa de a ne dezvolta într-un mod mult mai eficient. Astfel, în acest spațiu putem să scriem, putem să citim, putem să povestim și ne pot veni idei noi pe care să le punem mai apoi în scris și să câștigăm ca de fiecare dată concursuri naționale și internaționale de creație. Clubul Impact este un club cu tradiție la Liceul Național, la Colegiul Național Traian, care din anul înființării sale în 2009 localizează probleme în comunitate și implementează proiecte pentru a ameliora situația și pentru a căuta diverse soluții pentru a îmbunătăți viața oamenilor din comunitate. La preluarea mandatului, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu a decis că nu este posibil ca zonele Severinului să fie uitate, cartiere mărginașe să fie ocolite, iar multe spații publice să rămână nepuse în valoare. Astfel a început și continuă cel mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii din ultimii zeci de ani.